noastră, în stânga noastră. Așa, sau nu știu cum. În dreapta mea, familia domnului Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, deține 8 hectare de teren agricol. Care familie? Ce familia domnului Oprișan. Care doamna? Adică mama. Nu știu cuvântul domn. Așa, doamna, și, mama este și în familie. Și care domn? Că hoții nu sunt domn. Sunt la biciu domnesc. Atunci, Tamara, ideea este că acest teren a fost cumpărat cu prețul unui nasture pe metru pătrat. Cu japca. Noi am scris în ziarul de Vrancea la vremea respectivă. Prefectul județului era domnul George Băieșu, cu mătru domnului Oprișan, fost jurnalist și el, s-a dus, i-a căutat pe oameni prin sat și aproape le-a luat cu japca aceste terenuri pentru a face un lot compact. Pentru că știți foarte bine, terenurile compacte au o valoare mult mai mare. Ideea este că una dintre aceste femei din Petrești a venit la redacție și ne-a sesizat. Și noi, la vremea respectivă, am declanșat o investigație de presă care a ajuns și în presa națională. Cu Cătălin. Mai mulți și jurnaliștii care sunt aici. Este deja o istorie. Nu putem face acuzații pentru că articole din ziarul nostru au fost în rechizitoriu celor de la DNA. Domnul Oprișan a fost achitat în dosarul Căprioara la Curtea de Apel Cluj. Deci este nevinovat, este mai curat, mai uscat. Cert este că a rămas în proprietate. Dumnealui vroia să facă așa numitul Disneyland aici, despre care fostul premier Adrian Năstase a spus că este o șmecherie pe care nu va accepta, nu o va accepta în calitatea de dumnealui de prim-ministru. Și atunci s-a retras cumva finanțarea, pentru că se cereau finanțări de la guvern. Tot în perioada aceea, în 2005-2006, cu... Merge microfonul ăsta? Da, s-aude. Tot în acea perioadă, în cadrul aceluiași dosar de la DNA, președintele Consiliului Județean, printr-o adresă falsă, a cerut 3 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului pentru a cumpăra de la Federal Cop clădirea complexului turistic și de agrement Căprioara. O știm cu toții, eu acolo m-am căsătorit, am fost mireasă în acel restaurant. Clădirea a fost cumpărată de Consiliul Județean fără știrea consilierilor. La vremea respectivă DNA-ul s-a autosesizat în urma articolelor noastre de presă. A fost acel proces care a durat aproximativ 10 ani, care, după cum știți, a fost o achitare. La ora actuală, clădirea aceea este o ruină. Era acolo restaurant, sală de jocuri, piscină. Într-adevăr, o zonă frumoasă de agrement pentru focșani. Muzeul satului, ce mai era acolo? Zonă de plimbare pentru biciclete. Acum, Consiliul Județean a accesat un proiect cu fonduri europene pentru amenajarea ariei naturale Crângu Petrești, în valoare de aproape 5 milioane de euro. Bani pe care județul nostru i-a pierdut și o să vă spun și de ce. Au fost alocați pe exercițiu financiar 2007-2013, bani care trebuiau cheltuiți până la 31 decembrie 2016. 15. Există o derogare pentru ca banii cheltuiți să nu fie returnați Uniunii Europene. S-a obținut o prelungire până în luna iunie. Din păcate, s-au săpat niște gropi, s-au adus camioane întregi de piatră, bordură, pentru că bordura e afacerea decenului, sunt depozitate acolo înainte de această excursie. Eu am fost în documentare pentru că nu eram sigură că ni se permite accesul acolo și o să vedeți pădure betonată în Crângu Petrești. Avem și fotografii, le vom publica. Zilele trecute am aflat că acest contract a fost reziliat cu cele două firme din București. Cei care citiți ziarul de Vrancea probabil ați văzut asta. Urmând probabil ca lucrările să fie scoase din nou la licitație, a apărut pe rolul justiției și un proces sună foarte interesant pentru conservare dovezi. Pentru că va urma probabil un proces foarte lung prin care se va încerca recuperarea banilor. La cum merg procesele în România, cu siguranță aș putea anticipa că acest proiect va fi plătit tot din banii noștri ai tuturor, din taxe. Este plătit din banii noștri. Îl transferă la Cluj și județul nostru a contractat un împrumut
fond bancar pentru cofinanțarea mai multor proiecte europene care au întârziat. De aceea eu consider că în această excursie anticorupție pe care o facem astăzi, Vicrâncu Petrești intră în categoria super tunurilor din Franța. Care e la început. Care este la început, pentru că în afară de suprafața de teren pe care se amenajează parcul și care a fost donată orașului Focșan, domnul Dârdală, de către cine? De către regele. Prin act a fost donată, este vorba de suprafață de 40 de hectare de teren. Nu, 40, 40 de hectare. 100 a rămas la suprafața de teren a Crângului Petrești este mult mai mare. 130 de hectare de teren au fost obținute anul trecut în justiție printr-o hotărâre judecătorească definitivă dată de un complex de 3 judecătoare de la Tribunalul Franța, prin care 130 de hectare de teren intră în proprietatea doamnei Tinca Bobocea. A făcut doar 80 de hectare de pădure vom da și vom da restul de 40 până la 135 din Islas, Islasul Comun. Din Islas. Cert este că 130 de hectare din această pădure ar putea trece în viitorul apropiat în proprietate privată, în ciuda faptului că parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea l-a reținut pe domnul Bobocea pentru mai multe infracțiuni de fals, susținând domnii anchetator că s-a folosit de acte false pentru a obține în justiție această pădure. Și judecătorii din București pe alte spețe similare. Da, pe rolul justiției sunt mai multe procese, se cer mai multe terenuri, inclusiv în pădurea Dumbrăvița și alte zone verzi din apropierea orașului. S-a contestat această măsură a arestării, Tribunalul Vrancea l-a lăsat în libertate pe domnul Bobocea, Curtea de Apel Galați a menținut această sentință, iar procesele dumnealui continuă. Doina Tudor a fost lăsat în libertate, deci asta este sentința. De sentință. E finalitate incertă cu acest strâng, nu știm ce se va întâmpla. Dar ar trebui să fim cu ochii pe el, pentru că este flămânul verde al orașului nostru, este principala zonă de agrement. Eu personal, în calitatea mea de cetățean, de jurnalist, îmi doresc să fie un proiect reușit aici, oamenii să poată veni să se plimbe, să vină cu bicicletele. Deocamdată, ce să zic, avem anumite semnale care ne-au adus aici. Complexul de judecată. Din complet făcea parte și doamna judecător Duță. Întrebare, puteți să legăm. Dacă o să intrați pe România curată, de țară prin soț, care dacă o să intrați pe România curată, acolo am publicat chiar în această dimineață un articol în care detaliam pe scurt obiectivele pe care le vizităm. Acolo sunt și numele doamnelor judecătoare și, mă rog, tot ce s-a întâmplat. Îngrijorarea mea sinceră vis-a-vis de reabilitarea ariei naturale ține de fondurile care s-au adus aici. S-au tăiat foarte mulți copaci, se fac anumite alei betonate prin pădure, ceea ce nu se pare o soluție tehnică prea prietenoasă. Nu, haideți să spunem clar. Piața Unirii e un exemplu bun cu pavelele. Pavelele sunt luate de la firmele lor, ca să înțelegeți jocul, da? Din câte cred că sunt cele de la Doaga, sunt aproape convins că ăsta e jocul. Și vor înnebuni și acest crân cu pavele, așa cum a făcut tot orașul. Pavele urâte, proaste, da? Nu-i vor interesa decât să toace banii, să facă lucrări de mântuială. Nu mai ce speranțe ai când toate lucrările sunt făcute așa. Afacerea mare a fost exact cu grosimea granitului, de la 5 cm la 2 cm. Și aici am fost acolo, vă spun, sunt camioane de dale aduse în centrul crângului. Se vor face alei betonate. Am rast totul de acolo. Totul făcut special. Da, ai fost, Alan, tu ai făcut prima poză în care o să vedeți pădure, pur și simplu copaci încercuiți de beton. Acum, nu știu ce să se întâmple. Cert este că până în luna iunie ar trebui terminat acest proiect, parcă Ștefan, nu? Da, nu știu. Stați un pic, dar dacă nu se termină, nu e care e problema? Dacă se termină, cum s-a terminat Piața Unirii, clar treaba, mai așteptăm vreo 3-4 ani. Asta vrem să atragem atenția. Silvia, s-a terminat cu luna iunie, că nu e nicio sancțiune. Deci a apărut în ziarul de Vrancea o chestiune foarte drăguță, un comentariu anonim în care spuneau de fapt că s-au certat de la bani și de la comisioane. De asta s-a realizat acest contract.
Dacă nu se termină în iunie, va trebui să dăm banii europeni, care s-au cheltuit în fine, tot bani din bugetul României, cu contribuția la bugetul Uniunii Europene, îi dăm înapoi aia, 6-7 milioane. Deci banii s-au luat din credit, ca să ne lămurim, și va fi plătită și dobânda de la noi, tot. Ideea care este, pentru că eu mereu le spun oamenilor să citească ziare, nu să ne citească pe noi ca Ziarul de Franța, să citească, să se informeze din mai multe surse pentru a-și face o idee despre modul în care se derulează aceste proiecte. Pentru că nu e în regulă să votăm niște oameni care votează în numele nostru împrumuturi bancare pe care trebuie să le plătim și care ele nu se regăsesc în nivelul nostru de trai. Da? Pentru că de asta plătim un fond TVA, de asta plătim taxe locale, de asta plătim impozite, până la urmă să ne bucurăm și noi de un anumit confort urbanistic când locuim într-un oraș, să respirăm un aer mai curat. Iar ideea este de a forța cumva autoritățile să fie mai transparente. Asta este și concluzia și scopul acestei excursii civice, anticorupție, așa cum am numit-o noi, să fie un exercițiu democratic pentru noi ca cetățeni ai orașului Focșani. Și vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru că ați sfidat ploaia ca să fiți alături de noi. Aș vrea să subliniez participarea colegilor mei jurnaliști, pe care mă bazez foarte mult, Cătălin Stancu, Lucian Bălărie, este colegul meu de la Ziarul de Franța, Ștefan Borcea, Adevărul Franța 24, Cristina Dascălu, care este tânără colaboratoare la Ziarul de Franța, câțiva bloggeri, familia Sunilă, Alexandra Tătaru și toți ceilalți care sunteți aici. Din păcate, nu am avut foarte multe ONG-uri locale cu care să facem parteneriate, însă țin să mulțumesc Asociației Acord din Mărășești, care promovează mediul și cultura. L-avem aici pe domnul Vasile Calmâș, care este reprezentantul ONG-ului. Și al Orchestrei Unirea. Și al Orchestrei Unirea. Da, dumnealui este și instrumentist al Orchestrei de Cameră Unirea. Vă poftim la concert. Parțial. Un proiect frumos al orașului nostru, că nu vrem doar să criticăm. Da. Mai avem, încercăm să activăm încă un ONG de tineret, se numește Eu, Tu și Ei. Pornind de la premisa că dacă tot nu am plecat din acest oraș, pentru că visul multora este să plece să se realizeze în altă parte. Studenții pleacă, nu se mai întorc și am spus noi că dacă nu ai plecat, schimbă ceva. Măcar să fim un pic mai activi ca cetățeni. Mulțumesc și domnului Dârdală. Să facem o fotografie. Prin toată munca dumnealui și articolele pe care le publică în presa locală, aduce la lumină, dumnealui este cercetător la Serviciul Județean Vrancea al Arhivele Statului, sunteți un funcționar curajos. Aduce în lumină foarte multe istorii interesante, iar procurorii au recunoscut public că s-au sesizat. Aici au mințit. Nu, există plângeri penale la dosar. Da, s-au resesizat în cazul retrocedării Crângului Petreș și în urma unui articol publicat la noi în ziar sub semnătura domnului Dârdal. Așa că vă rugăm să-l aplaudăm. La moșia domnului Oprișan, să ne continuăm drumul și să mai facem să ne apucăm de săpat, să cu hârlețe. Și la o apă acolo, la teren. Magazin. Facem o fotografie întâi și o poză de grup spre Crâng, încolo, da? Și după aia mergem la o apă